Asociația non-guvernamentală Casa Noastră din regiunea Cernăuți este o societate tânără, fondată recent, însă cunoscută deja în mediul asociativ românesc din nordul Bucovinei, întrucât a reușit să se evidențieze prin unele proiecte naționale și internaționale derulate pe parcursul anului curent. Unul din ultimele proiecte aprobate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni este cel intitulat Să dăm mână cu mână. Printre obiectivele principale ale proiectului sunt implementarea de măsuri de studiu pentru tineretul activ, dezvoltarea mediului asociativ prin participare activă în atragerea de fonduri în localitățile rurale locuite compact de reprezentanții comunității românești, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale în economia socială a persoanelor din localitățile rurale. În cadrul conferinței de lansare a proiectului Să dăm mână cu mână, doamna Rodica Timiș, președinta Asociației Casa Noastră din regiunea Cernăuți, s-a referit mai detaliat la scopul derulării proiectului respectiv. Care este obiectivul acestui proiect și de ce ne-am pus așa în gând, într-adevăr, să derulăm așa un proiect în teritoriul unei comunități rurale? Merge vorba despre aceea că am găsit unele probleme care țin tocmai de un studiu care este necesar de făcut, de dat niște cunoștințe tinerilor pentru a putea pe viitor să-și creeze unele afaceri, să creeze organizații non-guvernamentale, de a atrage diferite fonduri, atât din teritoriul Ucrainei cât și din România, pentru a dezvolta propriile comunități, deci casa lor unde ei locuiesc, pentru că pentru o mai bună dezvoltare, pentru un viitor progresiv a unui sat cu populație preponderent română. În legătură cu aceasta, acest proiect prevede a ajuta tânăra generație, în special tinerii, care sunt, putem spune așa, o forță motrică a întregului, a viitorului oricărui sat, dar vorbim despre aceea că tineretul în ziua de azi trebuiește cointeresată, motivat ca să rămână aici în sat și să se întoarcă înapoi în sat. Pentru aceasta avem nevoie de bunuri materiale și ne-am dat seama că Guvernul României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, acest sprijin sub formă de finanțare nerambursabilă pentru unele idei progresive și deci pentru românii ca ei într-adevăr să se realizeze aceste visuri aici unde ei locuiesc. Tinerii români din comuna Suceveni, regiunea Cernăuți, prezenți la conferința de lansare a proiectului Să dăm mână cu mână, s-au arătat a fi impresionați și chiar entuziasmați, porniți să participe în viitor cu noi idei de proiecte. Cristian Plevan, profesor de informatică la liceul din localitatea Cupca, regiunea Cernăuți. Proiectul Să dăm mână cu mână mi s-a părut foarte bun, foarte actual pentru ziua de astăzi. Deci ne învață pe noi, tineretul român, da, tineretul din Ucraina, care suntem români de origine, să atragem o investiție, să facem ceva pentru plaiul nostru natal, să putem scrie un proiect, să putem aduna niște bani ca să ne putem dezvolta satul nostru, să putem dezvolta deci portul popular, să putem dezvolta tradițiile, să putem dezvolta cultura noastră românească. Și colegul său, Constantin Palecârja, tânăr absolvent al Universității din Cernăuți, are mai multe idei de proiecte menite să contribuie la dezvoltarea infrastructurii în satele românești de pe Valea Seretului. Sunt foarte mulțumit că am participat la prezentarea proiectului. Îmi doresc ca în viitor să putem scrie noi proiecte, să putem dobândi ceva nou pentru satul nostru. Urmarea să fie să pot chema prietenii din străinătate înapoi acasă, tineretul, chiar și rudele, să putem face ceva nou pentru satul nostru, să putem înnoi infrastructura. Sunt foarte curios să începem ceva nou. Am asistat la o ședință în cadrul unui proiect finanțat de către Guvernul României, mai ales s-a în vedere de Departamentul Românilor de Pretutindeni. Mi-a plăcut ideea că prin această ședință sau prin acest proiect prezentat de doamna Timiș, noi cei tineri avem o posibilitate de a lua niște cunoștințe pentru ca pe viitor să putem face niște proiecte în favoarea comunității românești, în satele noastre din Bucovina.
E o idee foarte interesantă și, aș spune eu, mult așteptată de către noi, de către tinerii din localități, pentru că nu erau atâtea posibilități de a realiza niște idei. Pentru a realiza niște idei trebuie întâi și întâi să ai niște cunoștințe cum să le realizez. Datorită chestii de azi, este o încercare și destul de efectivă. Mi-a plăcut cum a fost prezentat proiectul. Deci să dau cunoștință pentru tineri cum să scrie, să formeze un proiect pentru a primi niște finanțări care să fie în folosul societății. E o idee destul de plăcută și cred că în curând o să avem și roadele acestui proiect. Eu deja mi-am făcut o idee și cred că o să mi-o realizez tot în cadrul acestui proiect. Rezultatele implementării proiectului se dă mână cu mână, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, vor fi creșterea competitivității și adaptabilității prin organizarea de întruniri, ateliere de lucru, atragerea unui număr sporit de participanți la activitățile organizate, creșterea nivelului de cooperare a mediului asociativ din Ucraina și România, majorarea nivelului de informare a mediului asociativ despre oportunitățile oferite de fonduri și sponsori financiari. Proiectul urmează să fie finalizat la 15 noiembrie 2023.